Ja, ja, Bajola, ba, ba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi vorbim despre o știre de senzație. Putem să-i spunem de senzație. Poate e la fel de senzație, de senzațională, ca și atunci când Papa a admis existența extratereștrilor. Puțin, între ghilimele, așa. Nu chiar. Eu am spus-o explicat, mai pe înțelesul tuturor. Însă, astăzi am aflat că pe Marte ar fi apă. Ar fi fost apă. Există urme de sare din apă. Ei bine, asta din nou ne duce cu ideile departe, departe de tot. Despre asta vorbim astăzi la Viața Bate Filmul. Am auzit ceva și au zis că se evapură, se face, trei, nu știu, dar... Da, am auzit. Ce la televizor. Am auzit, dar nu sunt convins. Nu există apă pe Marte. Știrea așa a zis acum, data de NASA direct. Nu este adevărat. Nu există apă pe Marte. Dacă ar fi apă, ar fi și populat. Nu. Recent. Nu. Nu știu, că ar fi apă, ar fi viață pe Marte. Dom'le, eu am stat 70 de ani pe Pământ, nu știu și pe Pământ. Cum știu și pe Marte? Hai să fim serios. Dacă eu pe Pământ nu știu aici că stau de 70 de ani, pe Marte de unde știu? Ca lumea se plece de pe Pământ să se ducă pe Marte. Asta e una, da. Însemnătatea, apa este viața omului. Abar, n-am. Ai fost curios. Nu. Ideea e că apa înseamnă viață. Eu cred că nu. De ce? Nu cred că dacă nu se poate demonstra că este ceva... Doar viața să te ții cu apă. Aerul, apă. Corect. Păi și atunci de unde? Dacă nu este apă, de unde e aer? De unde e viață? Numai să nu fie ca la noi. Se poate să existe, numai, Doamne ferește, să fie ca la noi. Încolo nu e problemă. Cred că da. De ce? Adică care e în considerare? Pentru că până acum aici pe Pământ noi n-am descoperit sursa noastră de unde suntem și de unde venim. Am înțeles. Da. Și poate că există în altă parte și s-a transportat, să zicem așa. Aici, nu, mi-aduc aminte de Zamolski când s-a luptat cu extraterestre. Poate că acolo este și originea noastră cândva, pe undeva. Tot ce este posibil în toată galaxia, să există o planetă asemănătoare cu planeta noastră, dar încă nu s-a descoperit. Nu. De ce? Nu cred. De ce nu crezi? Păi nu cred, nu. Doar atât simplu. Da. Niciodată. N-avem noi puterea asta. De ce? Deci noi suntem marțieni, domnule? Hai, domnule, vezi de treabă, mă, ta ești om serios. Greu, întrebare greu pentru mine. Nu cred, nu cred. Din cauza că... Nu cred asta. Nu cred. Dacă ar exista condiții de viață, cum suntem noi cu alimentarea cu oxigen, da. Dar cum Luna știu că n-are nimic, este fără aer, fără... Așa, mă gândesc că și Marte poți fi tot la fel. Dacă este apă, poate e bine, că acolo se spune cu acervatele, pe vremuri acolo s-a născut în apă și apoi, pe urmă, s-a transformat în viețuitoare. După cât se aude la NASA, tot ce este posibil, dar cu niște facilități corespunzătoare acelei planete. Da, cred că da. Păi că multe acum descoperi, nu? Să spunem un singur lucru, eu în primul rând nu cred în trin și în al doilea rând nu cred că ne-am putea înțelege. Am înțeles. Cum se poate înțelege un neamț cu un român? Ei, să mai înțeleg. Prin semne. Da, depinde dacă nu sunt semnele grave. Cum ne înțelege cu politicienii de acum? Cum ne înțelege cu politicienii de acum? Tot așa ne-am înțeles cu ei. Da, bănuiesc. Prin semne. Cu piciorul, cu mâinile, cu arătând așa cumva, până învățăm limba și ei a noastră și noi a lor. În cel mai scurt timp, tot ce este posibil, cât e dinaintată știința și cât ori ajungem noi la ei, ori ajung ei la noi, dacă mai supraviețuim ca pământ și nu-l poluăm și nu-l distrugem. Păturile și tot ce este. Nu cred că ne-am înțeles. De ce? Nu. Chiar dacă emisiunea noastră a ieșit relativ amuzantă, subiectul este destul de serios. Pentru că însemnătatea este
fantastică, luând în calcul faptul că Marte nu este la o distanță atât de mare de noi. Bine, acum sigur că pot fi criticat foarte repede ce înseamnă atât de mare, că 10 km e o distanță, 100 e o distanță, 1000 și așa mai departe, tot distanța crește destul de mult, iar noi nu suntem încă atât de puternici între ale științei, să zicem așa, ca să putem să ne plimbăm pe aici, pe acolo, așa cum vrem, distanțe din astea serioase între planete. Povestea oricum poate fi dezbătută pe larg, aflați mai multe, căutați, intrați pe www.pff.ro, puteți intra și pe Facebook ca să ne dați câte o părere pe Viața Bate Filmul sau trimiteți SMS la numărul pe care îl știți. Până atunci eu vă salut pe toți care sunteți, pe unde sunteți. Pentru Viața Bate Filmul, Steve, Pământul. Cum ne înțelegi cu politicienii de acum? Cum ne înțelegi cu politicienii de acum? Tot așa ne-am înțeles cu ei. Da, bănuiesc, bănuiesc. Ianis, materiale pentru construcții. Oferim clienților o gamă variată de produse, materiale pentru construcții, BCA, blocuri ceramice, cărămizi, ciment, var, plase sudate, fier beton, profile metalice, amenajări interioare, teracote, gips carton, vopsele, lacuri, parchet, uși interior și exterior, gresie, faianță, obiecte sanitare. Asigurăm transport gratuit. Ianis.com. Aproape tot ce ai nevoie pentru o casă. LGGS, cea mai rapidă viteză de reacție. Cei mai bine antrenați agenți de intervenție și pază. Cele mai fiabile sisteme de alarmare și protecție. Cele mai bune și flexibile pachete de servicii. NGGS, de securitate cu siguranță. Telefon 0230-55-80-66. www.nggs.ro. Securitatea și siguranța sunt definite de un singur nume. NGGS.